În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stare, preacuvioși părinți, iubiți frați în Hristos, Hristos a înviat. Amin. Adevărat a înviat Domnul nostru. Suntem în zi de praznic, în zi de înviere. Praznicul învierii Domnului nostru Iisus Hristos este, precum am mărturisit cu toții zilele acestea, este miezul vieții noastre, este centrul ființei noastre, este centrul și al bisericii noastre și al cultului nostru, dar este și începutul și este și sfârșitul. Cu praznicul învierii începem anul liturgic și toate sărbătorile noastre de peste an își găsesc sensul în acest praznic al învierii. El este începutul. El este cel care dă sensul și teologic și și istoric al praznicelor celorlalte de parcursul anului pe care le prăznuim. Învierea Domnului este apogeul și piscul, dacă vreți, al unui lung traseu duhovnicesc al Bisericii. Și totodată, El este începutul vieții noastre duhovnicești. El este începutul vieții noastre în Hristos sau pur și simplu începutul vieții noastre. Ziua de astăzi, precum ați auzit și la Sinaxar, este ziua a 8-a. Ziua a 8-a de praznic. Este ziua a 8-a a unui ciclu al praznicului învierii. Și este ziua de astăzi și un sfârșit și și un început. Cea mai veche celebrare a praznicului învierii o avem într-o mărturie a lui Meliton de Sardes din secolul II, când praznicul învierii dura o zi. Apoi, de-a lungul secolelor, în secolele următoare, a evoluat la 3 zile, astfel încât, pe la sfârșitul secolului IV, în mărturiile pelerinei Egeria, avem forma aceasta a praznicului în 8 zile. Iar perioada de 40 de zile pe care o avem până la sfârșitul acestui praznic, adică până la înălțarea Domnului, este un program pentru noi. Deci, aceste 8 zile au fost praznic, au fost toate zilele ca una, o singură slujbă, o singură zi, oarecum, și zilele care urmează până la 40 sunt un program pentru noi. Domnul cel înviat ne pune pe noi pe același drum pe care l-a sărbătut și El. Dar de data asta cu puterea Lui, cu puterea învierii Lui, cu puterea morții și învierii Lui. Și este un program în care noi toți, credincioșii bisericii, odată ce am gustat din Domnul cel înviat, suntem chemați să fim martori ai învierii în trupurile noastre, în viețile noastre, în carnea noastră, în saluturile noastre. Până și acolo. Majoritatea interacțiunilor noastre sociale se încep printr-un salut și se termină printr-un salut. Și până și acolo suntem chemați să dăm mărturie de învierea Domnului Hristos, pentru că învierea Domnului este peste toate lucrurile noastre pământești. Le cuprinde pe toate. Și cuprinde pe toți oamenii. Și cei care cunosc că Hristos a înviat și pe cei care nu cunosc că Hristos a înviat. Din cauza asta, noi suntem martori învierii. Ca să dăm mărturia aceasta mai departe tuturor. După cum ziceam, duminica aceasta reprezintă un sfârșit. Dar poate că sfârșit este un cuvânt poate prea tare. Ea, de fapt, încheie praznicul. Este o duminică în care se închid niște uși și trebuie să se deschidă alte uși. La propriu, săptămâna trecută am avut deschise, în toate zilele, în tot momentul, am avut deschise Sfintele Uși ale Sfântului Altar, și Hristos cel înviat ni s-a arătat nouă, iar acum ușile împărătești se închid ca să se deschidă alte uși. Care uși? Ușile
ochilor noștri, ușile urechilor noastre, ale inimilor noastre, ca Hristos să se arate în noi de data asta. Deci, asta este unul dintre sensurile închiderii ușilor și al deschiderii ușilor pe care îl vedeți în Sfânta Biserică. Și dacă până astăzi am vorbit despre arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, cel răstignit și înviat, și vederea Lui de către ucenicii Lui, de azi încolo vorbim mai evident de arătarea Lui Iisus Hristos cel înviat, nu către ucenicii Lui, nu către credincioșii Lui, ci în ucenicii Lui și în credincioșii Lui. Suntem chemați să fim noi înșine învieri ale Lui Hristos în lumea aceasta. Azi am auzit concluzia Evangheliei care s-a citit acum o săptămână, duminică, duminică după amiază, seara, când am făcut acea vecernie a învierii, când ați auzit Evanghelia cu clopotele bătute. Și acolo, Toma n-a fost de față la arătarea Lui Hristos cel înviat, ce a spus, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Iată astăzi 8 zile. Mai târziu, Hristos se arată din nou și Toma confirmă și ne confirmă că cel înviat care s-a arătat în mijlocul lor este Iisus Hristos cel răstignit. Și exclamă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și oarecum încheie întreg circuitul Evangheliei de la Ioan cu această mărturie a Lui. În noaptea de Paști am auzit cuvântul Evangheliei la Dumnezeiasca Liturghie. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și mai departe zice că și în El era viață și viața, această viață era lumina oamenilor și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o. Și noi am văzut slava Lui, slavă ca a unuia născut din Tatăl plin de har și adevăr. Cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și a făcut cort în mijlocul nostru și am văzut slava Lui, slavă ca a unuia născut din Tatăl plin de har și adevăr. Și stăm și ne gândim unde au văzut apostolii slava Lui. Aici, acum, deci în Evanghelia de astăzi, când Iisus Hristos cel înviat a apărut în mijlocul lor, și când au pus mâna pe El, atunci au văzut slava Lui. Și atunci L-au cunoscut. Deci învierea Domnului, iubiți credincioși, este ca un cerc care începe din noaptea de Paști și trasează întreaga săptămână luminată, încercuiește întreaga săptămână luminată până în Duminica Tomii, care și încheie cercul. Și Duminica Tomii este în același punct cu învierea Domnului, cea din noaptea de Paști. Este situată în același punct. Și lucrul ăsta înseamnă că învierea Domnului este un prezent. Este un lucru nou, care nu este întâlnit în, nu mai este întâlnit în istoria omenirii și nici nu va mai fi. Un lucru nou care nu este consumat de către timp. Este un lucru mereu prezent. O creație nouă, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, care nu mai suferă o trecere a timpului, ci care este mereu prezentă. Sau mai bine zis, prezentul nostru, al nostru, al credincioșilor, oriunde a fi, în orice viață, în orice an, prezentul nostru este tras. Este atras și este tras în acel prezent al lui Hristos cel înviat. Și prezentul nostru se umple de viața Lui. În așa fel încât, prin puterea Duhului Sfânt, suntem împreună cu apostolii, suntem împreună cu femeile mironosițe, suntem împreună cu Adam și cu Eva, care sunt scoși din morminte, cum vedem în icoană, suntem împreună cu Pavel pe drumul Damascului, suntem împreună cu Ștefan în martiriul lui, și suntem împreună cu toți martorii ai învierii care au fost și care vor mai fi aici, la Dumnezeiasca Liturghie. Suntem prezenți împreună cu ei. Acum, în privința lui Toma, există o mare deosebire
între o îndoială care caută o confirmare și o îndoială care are la baza ei scepticism, suspiciune. Așa cum au spus anumiți părinți și teologi medievali, credința caută să înțeleagă. Credința nu este ceva static. Noi trebuie să cugetăm asupra credinței noastre. Suntem chemați să cugetăm asupra credinței noastre, nu să o acceptăm pur și simplu ca pe o realitate statică, avem credință și nu mai trebuie să mai facem nimic. Nu. Altfel, dacă acceptăm așa, nu mai creștem, nu ne maturizăm duhovnicește, nu dobândim o mai profundă înțelegere a tainei veșnice a lui Dumnezeu, dezvăluită în Hristos Domnul nostru. Dar acest lucru radical al credinței noastre, acest lucru este radical față de ce ne învață lumea în ziua de astăzi. Ce se spune peste tot? Nu accepta nimic până când nu te-ai convins în termenii tăi că ai dreptate să accepți acel lucru. Adică un fel de scepticism aproape universal. O cultură a suspiciunii în care am fost educați să căutăm mereu motive ascunse, ca de exemplu, unul care tot îl auziți acum în zilele astea, motive ascunse, că credința creștină are mai mult de-a face cu jocuri de putere patriarhale și nici de cum cu adevărul despre Dumnezeu și despre noi înșine. Nimic mai fals. Dacă ești un sceptic care te îndoiești de tot, ajungi în cele din urmă să nu mai cunoști nimic. La fel de greșită este atitudinea, și de data asta, din păcate, întâlnită în biserica noastră, în bisericile noastre, potrivit căreia omul are nevoie să aibă o credință, o credință fără îndoială. Deci trebuie să ai o credință, să nu te îndoiești. Nu trebuie decât să crezi. Așa, să crezi, nu știu. Se zice că să crezi și gata. Nu. Mintea, Dumnezeu ne-a dat o minte iscoditoare, căutătoare. O minte care să caute. O minte care mereu să cerceteze. Chiar El ne îndeamnă și ne zice, căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Cereți și vi se va da. Iar noi trebuie să folosim mintea noastră, această minte căutătoare, într-un mod adecvat. Dacă vrem să sporim în înțelegere. Și această sporire a noastră în înțelegere trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă în trăirea noastră, sporirea noastră. Și această sporire, pentru ea ne rugăm și în liturghie. O sporire în credință, o sporire în cunoaștere duhovnicească și în viață. Așa spun rugăciunile din liturghie. Deci Toma, iubit credincios, nu este un sceptic. Nu este un meschin suspicios. Ci el caută ceva precis. El caută să pună mâna pe semnul cuielor și să-și pună mâna în semnul din coasta Mântuitorului ca să fie sigur că cel care se arată în fața lor înviat este cel care a fost răstignit. El caută o încredințare. În cauza asta și se numește ziua de astăzi încredințarea lui Toma. Precum vedeți și în icoană acolo. A atins semnul cuielor și al sulițelor și al suliței și a confirmat că acesta este cu adevărat cel răstignit, care nu poate fi ținut legat de moarte. Și aici un lucru important, un aspect important pentru noi, pe lângă care trecem de foarte multe ori, așa, pe neobservate, nu luăm aminte la lucrul acesta. Auzim la toate cântările și săptămâna asta care a trecut și cele care mai urmează vom punta în continuare, că Hristos a călcat cu moartea pe moarte. Și de atâtea ori cântăm lucrurile astea, de parcă cu cât îl cântăm mai des, cu atât nu înțelegem ce zicem. Unii dintre noi avem tendința să gândim că Hristos a murit fiindcă era om. Dar fiindcă era și Dumnezeu, s-a ridicat singur din mormânt.
Ei bine, dacă așa ar fi stat lucrurile, cu cine ar fi ajutat pe noi lucrul acesta? Noi nu suntem Dumnezeu. Noi nu ne putem ridica singuri din mormânt. Dacă așa ar fi fost lucrurile cu Hristos, atunci noi am fi rămași în moarte, ținuți în legăturile morții. Dar Hristos a nimicit moartea noastră prin moartea Lui. Și s-a întors între noi ca să ne dea nouă puterea morții sale. Puterea morții sale pe cruce. Ca noi să nimicim și noi moartea în noi prin moartea Lui. Aceasta e puterea învierii Lui. Puterea învierii Lui Hristos este puterea morții Lui pe cruce. Ca și noi să avem puterea de a birui moartea din noi, ca și noi să înviem încă de aici. Hristos nu vrea ca noi să înviem doar să murim și după aceea să înviem și noi, ce știu eu. Vrea să înviem încă de aici, cu sufletul și cu trupul. Moartea la noi înseamnă slăbiciune, înseamnă inutilitate, înseamnă suferință, înseamnă neputință, înseamnă zdrobirea vieții noastre, înseamnă tot ce fugim noi. Deci, noi fugim de moarte în mod continuu. Nici nu ne mai dăm seama de lucrul acesta. De frica morții. Așa se numește. Noi suntem niște oameni care trăim sub semnul fricii morții și învierea a venit să strice lucrul ăsta. Hristos a venit să strice lucrul ăsta și să nu mai fim oameni care trăim sub semnul fricii morții și să fim oameni care trăim din puterea morții lui Hristos, care cu moartea sa strică moartea noastră. Cu slăbiciunea sa schimbă slăbiciunea noastră, o transformă în tărie. Inutilitatea noastră o schimbă în practică, în folos, în folosul oamenilor. Neputința noastră o schimbă în vigoare și în putere. Și ca să folosesc o metaforă, din molozul vieții noastre, El a făcut o clădire mai bună și mai frumoasă decât cea veche. Pentru a fi cu Hristos, iubiți credincioși, nu-i nevoie să devenim ceea ce nu suntem. Nu-i nevoie să devenim niște supra-oameni. Ci trebuie să ne folosim de moartea noastră așa cum s-a folosit El. Fiindcă ne place sau nu ne place, noi cu toții vom muri. Dar întrebarea este cum vom muri? Vom muri cu inima lipită de lumea asta? Vom muri cu inima lipită de bogățiile ei? Cu inima lipită de confortul ei, cu inima lipită de tehnologiile ei, care ne umplu viața în mod continuu, ne umplu viața și ne lasă fără conținut, de fapt. Vom muri cu inima lipită de carierele noastre, vom muri cu inima lipită de familiile noastre, de imaginea bună pe care ne-am făcut-o despre noi înșine, dacă vom muri așa, atunci moartea va fi pentru noi o despărțire crudă și dureroasă de tot ceea ce iubim noi aici. Dar dacă vom muri, dacă alegem să murim cu Hristos, cu moartea de bunăvoie, chiar din acest moment, prin luarea crucii, prin moartea față de noi înșine, față de idealurile noastre mărunte, meschine de multe ori, față de patimile noastre, atunci, dacă vom alege să murim, vom putea trăi cu Hristos încă de acum, încă din acest moment. Ca Hristos. Împreună cu El, ca El. Și cum a trăit Hristos? Pe El a trăit în iubire pentru alții, în slujire pentru alții, în compasiune pentru alții. Asta este Evanghelia. Să trăim ca Hristos în iubire pentru alții, în slujire pentru alții și în compasiune pentru alții. Dacă vom face aceasta, vom începe chiar acum să trăim viața lui Dumnezeu. Care viața lui Dumnezeu este Hristos cel înviat, însuși. Și vom merge mai departe ca să facem cunoscută în lume această prezență a Lui, înviată.
Și un cuvânt care trebuie să-l punem la inimă noi credincioșii. Hristos îi spune lui Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci nu este suficient doar să-L vezi pe Hristos cel înviat. Hristos cel înviat s-a arătat ucenicilor pe drumul Damascului. N-au crezut când l-au văzut. Nu l-au cunoscut când l-au văzut. Și nu doar că nu l-au recunoscut, ci au început ei să explice lui despre Iisus, cel răstignit, că a fost răstignit și mormântul său a fost găsit gol și că El era speranța lor și așa. Doar când le-a tălcuit Scripturile, arătând cum că toate Scripturile vorbeau despre faptul că Fiul omului trebuia să pătimească mai întâi, înainte să intre în slava sa, l-au cunoscut în frângerea pâinii. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos după trup. Mulți oameni vor să-L vadă pe Iisus trupește. Să pună mâna pe El. Noi nu mai cunoaștem pe Iisus după trup, cum zice Sfântul Apostol Pavel, ci după Duhul. Noi nu suntem dezavantajați că n-am fost cu ei acolo, în secolul I, în jurul anului 33. Noi astăzi ne aflăm în același loc, în prezența lui Iisus cel Înviat, cu Scripturile deschise în slujbele noastre liturgice și părtași la frângerea pâinii în dumnezeiasca împărtășanie. Altfel spus, cum putem să spunem altcumva cuvintele Mântuitorului către Toma? Pentru că mă vezi cu ochii ăștia de carne, crezi. Fericiți cei ce n-au văzut cu ochii aceștia de carne și au crezut. Pentru că aceia au adevărata vedere și adevăratul ochi. Pentru că adevărata vedere și adevăratul ochi este ochiul Scripturilor, care este deschis în inimile celor ce-L cunosc pe Mântuitorul. Și fericiți cei ce nu m-au pipăit exterior, pe mine, Hristos cel Înviat, ci fericiți sunt cei care mă au în însăși carnea lor, în însăși trupurile lor, pe mine, Hristos cel Înviat. Deci, să ne însușim de plin ce am aflat astăzi în Evanghelie. Că noi, acum, astăzi, îl întâlnim pe Domnul cel răstignit și înviat, care prin pătimirea sa ne face capabil să devenim părtași la trupul său. Să devenim trupul său în lumea asta. Să devenim întrupări reale ale sale în lumea asta. Învieri ale sale. Aducând vestea bună a mântuirii tuturor și alinare tuturor. Alinare pentru toți cei ce au urechi de auzit. Chemându-i și pe ei să vină și să vadă. Amin.